24 de elevi de la clasele de actorie de la Balș și Slatina, coordonate de profesorul și regizorul Nicu Ion Popa din cadrul Școlii Populare de Arte și Meserii, au fost examinați marți 13 iunie de către o comisie de specialitate. Așa se întâmplă la finalul fiecărui an pentru a vedea dacă elevii de diferite vârste pot deveni sau nu actori cu acte în regulă. Aceste cursuri au o programă ușor specială, în sensul că nu este nevoie doar de a practica și atât. Este nevoie și de învățare, sunt exerciții, sunt materiale de îngurgitat și pentru asta este nevoie de foarte multe lucruri. Este nevoie să știi să-ți drămuiești bine timpul, să te calculezi așa cu minuțios cu timpul tău, pentru că este chiar foarte mult de învățat, lăsând la o parte examenele de sfârșit de an, care implică o serie de spectacole. Spectacolele susținute de elevii Școlii Populare de Arte și Meserii din Balș și Slatina au fost atât de grup cât și individuale. Anul ăsta am reușit să punem în scenă una dintre comediile foarte dragi sufletului meu, comedie cu olteni Gheorghe Vlad, într-o distribuție ușor colorată, adică s-a jucat foarte mult în travestii. În travestii am jucat și un Caragiale pus de clasa de la Balș, numai cu fete și numai pe personaje masculine. Este vorba de schițele Amici, Căldură Mare, Justiție, CFR, pe care le-am melanjat într-un singur spectacol și au mai fost și interpretări individuale, gen fabule, poezii, monologe. De la clasa de actorie de la Balș s-au prezentat 9 elevi, iar de la Slatina 15.